Fostul șef al Senatului, Vasile Blaga, va fi prezent vineri 8 martie la Alba Iulia pentru a-și prezenta moțiunea cu care candidează la conducerea PDL. Întâlnirea cu membrii PDL va avea loc mâine de la ora 15 la Casa de Cultură a Studenților. Blaga spune în moțiunea pentru o societate dreaptă cu care candidează pentru șefia PDL că este necesară reorganizarea activității structurilor PDL, menționând că diversitatea de opinie este încurajată doar în interiorul partidului. Actualul președinte PDL pare să fie opțiunea democrat-liberalilor din Alba pentru conducerea partidului. Acesta a mai declarat că își propune să creeze condițiile pentru a aduce tineri profesioniști în partid în continuare, pentru că nu va mai candida la o altă convenție a PDL, iar dacă va fi ales, va crea o nouă echipă care să vină și să preia din mers frâiele acestui partid.